Jungla urbană. Ultimul nostru meci din sezon avea început. Cici, să fiu sincer, dacă știam că o să-l văd al negru, nici nu veneam. Alb și negru poate fi plăcut ca și schimbare. De-abia aștept să încerc unul din sandwich-urile astea făcut cu... cu frunze de păpădie. Nu ai nici măcar chipsuri și sucuri? Din păcate, nu. Poftim! Imediat ce-l voi usca, o să fiu gata pentru o seară de vis la film cu... Billy? Atunci mai bine grăbește-te! Va veni aici în 3 minute! Haide, haide! Haide! Hai, hai! Haide! Gol! Nu! Stai să ghicesc! Iar a căzut curentul! Nu știu cât de mult o să-mi ia să repar moara asta de vânt. Nu, măi, tată, nu poți face așa ceva în seara asta. Nu pot ieși în halul ăsta. O să mor de rușine. Spune-i orice, orice vrei. Cici, asta e ultimul meci pe care îl mai văd la tine acasă. Bună treabă aveți aici. Vă lăsăm să vă întoarceți la ferma voastră. Haideți la mine, băieți. Avem chipsuri, înghețată, ciocolată, orice vă puteți dori. Vii, Phil? Nu, eu nu-mi părăsesc prietenii. Aveți idee cât de greu le este lui Cici și Lolei? Vreau să spun că electricitatea este absolut necesară. Bună, Billy! Este o mică problemă. Lola îi pare foarte rău, dar nu se simte prea bine. Așa că nu va putea ieși cu tine în seara asta. Glumești? Frate, ciudată mai e și Lola. Dar cu părinți ca ei, cine o poate învinovăți? Niciodată nu l-am dezamăgit pe Cici atât de mult. Și Lola nici nu vrea să coboare la mansă. Știi frumoasa mea rază de lună? A fost cam egoist din partea noastră să le impunem stilul nostru de viață ecologică. Poate nu am făcut cea mai bună alegere. Obișnuiau să ne critique acum câțiva ani după ce ne-am mutat în oraș. Mai știi? Acum că sunt adolescenți, poate că ar fi timpul să ne adaptăm lor, hm? Cred că da, inimioara mea. Gata, ajunge! Deschideți ușa! Niciodată! Nu vrem să vă vedem! Dar avem vești foarte importante pentru voi! Ne întoarcem în oraș! Într-o casă modernă! Da! Și pe lângă asta, prietenia e mult mai importantă decât dacă televizorul tău merge sau nu, nu-i așa? Frate, o să ne plictisim de moarte fără voi doi! Hei! Ce vă face să credeți că noi suntem gata să strângem totul și să plecăm? Noi suntem fericiți în Beauvillage, să știți! 4 camere, da, o vedere foarte clară, da, aproape de centrul orașului și de cinematografe și este vreun parc prin apropiere? Bine, atunci trebuie să facem o mică plimbare. În regulă, întâlnirile noastre s-au încheiat. Plângerile voastre n-au făcut decât să paveze calea către tragedie. Ideea cu mutatul în oraș. Suntem bine aici. Nu e nevoie să faceți vreo scenă dovleceii mei. Stați liniștiți. O să ne întoarcem cu vești bune. În cazul ăsta venim și noi cu voi. Etajul 25, venim! Voi doi stați cu minți câteva minute, bine? Nu vrem să facem o impresie ciudată. Casa de la țară.
Așa îmi place să numesc apartamentul acesta. Este visul fiecărui locuitor al orașului. Ca un câmp plin de floricele. Da, aproape de linia de tren. De aici aveți o panoramă nemaipomenită asupra orașului. Singura priveliște pe care o văd e clădirea de vis-a-vis. Colțișorul ideal pentru Suzy și Curly. Deci mai aveți și o surioară și un frățior? Ce drăguț! Nu, se referă la capra și la oaia noastră, dar ele fac parte din familie. Da, bine, animalele noastre sunt de rasă superioară. Îmi pare rău, dar regulile blocurilor exclud animalele de fermă. O capră și o oaie. Ce mai urmează? Mamă, tată, serios, știți? Nu e nevoie să vă deranjați atâta pentru noi. Nu e mare brânză. Apartamentul ăla nu era potrivit pentru noi. Rândunicile mele, fericirea voastră e pe primul loc. Aici. Ați venit pentru porumbar? Da. Doamna și domnul Tofu. Este mai mult decât un porumbar. Este un concept cu totul nou. Un acvariu, lux rafinat, un ținut al viselor foarte îndepărtat. Bietele creaturi. Spațiu. Deci, sunteți mai spre tehnologie, ha? Urmați-mă! Puteți accesa oricare dintre cele 300 de jocuri din meniu. Wow! Da! Jos! Nici o plantă n-ar putea crește aici. Hei, stai așa. Poate dacă deschidem ferestrele. Ai dreptate, șofrănelule. Nu trebuie să fim pesimiști. Dulceața mea, de ce nu mergem noi direct acasă? Nu e așa că e super aici? Să nu credeți că veți scăpa așa ușor. Hei, la o parte. În caz că vă întrebați, să știți că dulăii dumneavoastră au început totul. Și dacă chiar nu terminați, o să vă atacăm cu o armă, o super armă pentru câinii ăștia răi. Da, obraznicilor, mincinoșilor, hoților, nerușinaților, nesuferiților. Credeam că nu o să găsim vreodată vecini mai răi decât familia Hubbubs. Gata, de ajuns. M-am săturat de orașul ăsta. Să ne întoarcem în Bow Village. Thank you.
să chem poliția! O să vă închidă pe toți! Vă arăt eu vouă! Sunteți sigur că ogarii aia din Porumbar sunt mai răi decât el? Ritualul greșit al primăverii. Vrea cineva pâine cu dulceață de ridichi? Nu, mulțumesc! Azi noapte am avut o viziune. Cred că am găsit o cale prin care să creăm armonie între noi și vecinii noștri. Ha? Cum ar fi să-i sun pe cei de la ONU? Mai bine! O să invităm pe toți la o petrecere gigant! Idee minunată, rododendronul meu frumos! O petrecere? Sună bine, nu? Aha! Va fi foarte bine împărțită! Ca un târg de țară cu bingo și muzică country. Nimeni nu se agită deloc pentru tinerii din orașul ăsta minunat. Hei, în timp ce părinții noștri sunt la petrecere, ce-ar fi să facem și noi una a noastră? Bine, dar în primul rând avem nevoie de haine. Bună, Nina! Lola, dă o mare petrecere! Oh, wow! Când asta? Nu știu... Nu, mulțumesc! Dansul country chiar nu mă interesează! Păi, bine! Pentru că nu aveam de gând să te invit la petrecerea mea desmensuită. Ai spus petrecere? În casa voastră veche? Bine, Nina, te sun imediat ce stabilim data. Ce obraznică e șeria asta! Și acum ce mă fac? Și o petrecere adevărată înseamnă un sunet răznet toată noaptea. Mă îndoiesc că părinții tăi ar... Lăsa casa pe mâna mea toată noaptea? Spune-mi ceva ce nu știu! Oh, e Billy! Vrea să știe când va fi petrecerea. Apropo, și eu vreau să aflu. Nu sunt acasă! Inventează ceva! Da, îmi pare rău, Billy, dar nu mai poate vorbi acum, că a plecat cu ultima rachetă spațială. Bineînțeles că o să te sune ea, da, da? Așa, despre ce petrecere e vorba, a? Crede-mă, cu planul meu o să avem toată casa doar pentru noi. Mă gândeam la o ceremonie de celebrare a mamei natură, așa cum făceau strămoșii. Am făcut un pic de cercetare la bibliotecă. Ritualul primăverii era petrecerea numărul 1 a strămoșilor. Sătenii își strângeau copiii în cea mai frumoasă casă și îi lăsau acolo în grijă celui mai bătrân din sat. Apoi adulții mergeau să sărbătorească sub cireși înfloriți, culegând tinerele flori cu puterea cosmică a lunii. Cireșul meu japonez este înflorit. Iar dimineața de vreme, marile preotese ofereau florile de cireș copiilor adormiți, ca în felul acesta să domnească armonia în toată regiunea. Să votăm! Cine e pentru ritualul primăverii? Copii, dacă vă plictisiți, puteți să vă uitați la televizor. Mai târziu este un documentar nemaipomenit despre țelina sălbatică. Fantastic! Să nu o stresați pe Buba, bine? Promitem! Bine, atunci mă apuc să fac supa de spanac! Stai liniștită, bunii, sunt doar câțiva prieteni! Merci. Încercați asta. Să petrecem! Da! Petrecem! Nu seara asta! Scuze, cred că nu e vânt suficient, așa că moara de vânt nu mai produce curent electric. Se oferă voluntar cineva la pedalat? Sherry? Nina! Sigur, nicio problemă.
Iubito, nu ai venit să muncești! Du-te și distrează-te cu ceilalți! Ce se întâmplă? Da, nu... Ei? Simțiți cum se ridică Seba? Nu, dar pot să simt cum mi se ridică sângele la cap! Și acum puțină muzică slow. Ai văzut în filmul Zombii reînviați? Glorie bobocilor! Glorie, glorie bobocilor! Da, bine! Sper ca cerul să nu ne cadă în cap! Nu plecați, prieteni! Veniți să dansăm împreună sub razele lunii! Suntem foarte, foarte, foarte dezamăgiți, trandafirași. Dacă ne-ați fi spus mama și cu mine, vă puteam ajuta. Și noi am fost tineri cândva. Știm cât de mult vă plac vouă copiilor petrecerile. Hei, ce s-a întâmplat cu Buba? A dormit. Da, închipui că noi nu am fost invitați. Așa că nu o să vă stăm în drum. Ai văzut ce porcării sunt pe masă? Nu-i putem lăsa pe copii să fie otrăviți! Bine, dar să nu atrage atenția! Stai liniștit! Mi se spune discreta! Trebuie să mă opresc! Mor de sete! Ce e chestia asta oribilă? Are gust de dovleac! Ai dreptate? Mamă! Bine, plec! Deja se termină petrecerea? Da, datorită lui Suzy. O să pornim din nou petrecerea. Frate, e 10:30. Cred că aș spune că e noapte.
Da, părinții mei trebuie să fie îngrijorați deja. Nu, nu, ne pare rău, dar trebuie să ne întoarcem la Bea. Da, și e probabil că vom sta toată noaptea. Ce ciudat, nu mă mai simt deloc obosit. Să petrecem! Da, bine, dar cu ce, a? Hei, n-ai de ce să te plângi. Petrecere! Da, super petrecere! Hei, cred că n-ai văzut filmul Petrecerea surferilor zombi. Sigur că l-am văzut, îmi place la nebunie. Glumești? Ca să vezi, te-ai prins și tu, măcar o dată.